Vântul a făcut prăpăd la munte în stațiunea Rânca, anins, iar viscolul puternic a pus mai mulți copaci la pământ. A fost nevoie de intervenția autorităților pentru a degaja carosabilul. Utilajele au acționat inclusiv cu material antiderapant pentru că vântul sufla cu peste 90 de km la oră și viscolea zăpada. Stațiunea montană Rânca a fost acoperită de un strat de zăpadă, iarna și-a intrat în drepturi, iar viscolul puternic a pus la pământ mai mulți copaci care au căzut pe carosabil. Drumarii gorjeni au intervenit pentru a curăța carosabilul. 67C, în zona localității Rânca, s-a acționat cu 3 utilaje cu lamă și răspânditor de material antiderapant. A nins destul de puternic, dar cel mai mare pericol pentru participanții la trafic a fost vântul foarte puternic care a smuls mai mulți arbori. De pe marginea drumului s-a intervenit cu drujbe și utilaje pentru degajarea drumului. Totodată, vântul foarte puternic și foarte rece a dus la înghețarea zăpezii pe carosabil și de aceea s-a acționat cu material antiderapant. S-au folosit 15 tone de material antiderapant. Utilajele secției de drumuri naționale sunt pregătite să intervină în caz de nevoie.